Viața bate filmul sau filmul bate viața? Nu știm exact răspunsul, însă tot ce putem presupune este că întâmplarea din viața unei românce din Italia a bătut orice scenariu de film și a dedicat 13 ani din viața unui cuplu de bătrâni, a fost trup și suflet alături de ei, până când moartea le-a separat drumurile. La scurt timp, destinul badantei românce avea să se schimbe la 180 de grade. Femeia a devenit moștenitoarea unei averi colosale. Conform cancan.ro, povestea desprinsă din filmele cu Happy End a avut loc în Livorno, în Toscana. Este cunoscută situația româncelor care pleacă în Italia pentru a îngriji bătrâni, dar și mai cunoscute sunt condițiile în care muncesc și salariul acestora. Ca în orice situație, există și excepții, iar cazul unei românci a făcut în conjurul rețelelor de socializare. Povestea româncii a fost făcută public pe un grup de Facebook, acolo unde sunt înscrise femeile care au meseria de îngrijitoare pentru bătrâni. Am să vă povestesc o întâmplare adevărată a unei colege care a lucrat timp de 13 ani ca îngrijitoare în casa unei bătrâne italiene din orașul Livorno, în Toscana. Prietena mea româncă de-a noastră, o femeie blândă și răbdătoare, lucra pentru bătrâna aceasta care nu avea copii. Nici nepoți avea doar o avocată împuternicită să-i administreze Verea și banii. Soțul bătrânei murise cu 5 ani în urmă, lucrase ca funcționar la bancă, iar bătrâna fusese casnică cu activității de voluntariat pentru o fondație umanitară care se ocupa cu ajutorarea copiilor africani, o familie cu un nivel de trai ridicat, care s-au gândit și la cei mai puțin norocoși ca ei. De vreo 13 ani, bătrâna rămăsese țintuită la pat și astfel au angajat o badantă care să se îngrijească de ei și de casă. După moarte, moartea soțului său, bătrâna a intrat într-o depresie profundă până săptămâna trecută când a trecut la cele veșnice. O iubea mult pe româncuța noastră ca pe ochii ei din cap. Eu cel puțin nu vedeam nicio diferență că nu ar fi fost mamă și fică cele două. Poate un raport mai ceva decât o mamă cu fica ei a dus-o pomenită de bine colega mea alături de amândoi soți. Chiar dacă ultimii patru ani până la moartea bătrânei au fost cei mai de groază din viața ei. Nopții nedormite, urlete, bătrâna nu o mai recunoștea, îi vorbea urât, o alunga de lângă ea. Bătrâna i-a lăsat un cont cu 340.000 de, de euro și un apartament în valoare de 800.000 de, de euro. De nenumărate ori, prietena mea, îngrijitoarea, mă suna la telefon și se plângea. Îmi spunea, eu mâine plec, nu mai rezist să o văd așa. Nu plec de greu, plec pentru că îmi provoacă atâta milă încât simt că mă copilăsc că nu sunt capabilă să o primesc pe toată în suflet la mine. Eu îi ridicam moralul mereu, o încurajam, iar într-o dimineață, cu trei zile înainte de moartea bătrânei, m-am dus la ea cu o altă fată care să o înlocuiască pentru a merge acasă să se odihnească. Ea, cu bagajele făcute, nu a putut ieși din casa bătrânei, nu a avut puterea și curajul să o lase pe mâna al cuiva. A renunțat în ultima secundă și a amânat plecarea în ultimul moment, scuzându-se față de mine în toate modurile posibile și rugându-mă să o înțeleg și am înțeles-o foarte bine, pentru că am priceput că este un suflet pur, cum nu mi este dat să întâlnesc des în lumea asta. Simțea că nu trebuie să o părăsească pe bătrână, ceva îi spunea că la întoarcere nu o va mai găsi și avea dreptate. După trei zile, bătrâna a închis ochii în brațele ei. S-a rupt ceva din mine, mi-a spus. Îmi trebuie, cred, un an de zile să merg acasă, să mă reculeg. Nu pot merge să îngrijesc o altă persoană. Sufletul îmi este rupt în două, relativ Daza cancan.ro.